Tradiții militare, trecut, prezent și viitor, este denumirea unei lucrări științifice lansate cu prilejul Zilei Drapelului Național. Autorii spun că volumul are și scopul de a promova în rândul tinerilor dragostea față de neam și țară. Ocupați toate ieșirile din vale. Lăsați-i pe ei să atace, apoi incendiați totul în calea lor. Prinși în potcoavă se vor retrage. Sunt secvențe din filmul istoric Burebista, conducătorul primului stat dac care are o politică de alianțe pentru a se apăra de expansiunea romană. Tactica militară a lui Burebista și a urmașilor săi până în zilele noastre se regăsește în lucrarea Tradiții militare. În carte este descrisă și maestria militară a lui Ștefan cel Mare, dar și vitejia ostașilor. Autorii descriu vitejia ostașilor moldoveni și în războaiele ruso-turce, iar pentru prima dată în ultimii 70 de ani, într-o lucrare istorică din Moldova, apar și ostași care au luptat în primul război mondial. Cei care au căzut pe câmpul de luptă, originari din Basarabia, iată că alcătuitorii acestui volum au inserat între cele două coperți această listă care impresionează. Afganistan, Cernobâl, Marea Neagră, regiunea Novorosisk, peste tot au fost ostașii noștri. Mulți nu s-au întors acasă. 1992, an în care militarii moldoveni au mers să-și apere patria, urmași destoinici al lui Burebista și Ștefan cel Mare, spun autorii cărții. Se ancau asupra redutelor, deci fără să țină cont că va pieri. Am făcut referință și la cei tineri, la cei care, de fapt, fără să aștepte o indicație, când a fost necesar, au părăsit cazarmele Academiei și s-au aruncat pe poziții. Volumul Tradiții militare, trecut, prezent și viitor, promovează în rândul tinerilor dragostea față de neam și țară, susține unul dintre foștii studenți ai Academiei de Poliție, Ștefan cel Mare, care acum 21 de ani a lăsat școala și a fugit la război. Noi nu ne gândeam atunci la ordine, medalii, pur și simplu am decis cu prietenii și am plecat. Eu apreciez editarea acestei cărți. Tineretul nostru nu trebuie să se uite care e patria lor. Patriotismul, ăsta nu sunt cuvinte goale. Autorii lucrării Tradiții militare sunt rectorul Academiei de Poliție Ștefan cel Mare Simion Carp, colonelul Ghenadie Chiriță și lectorii universitari Terente Carp și Ecaterina Gârbu.